Bun găsit la știrile din sport. Avântul Reghin mai reușește o victorie care îi confirmă poziția de lider al seriei. Vineri a învins în deplasare Cixere Cureaciuc, scor final 0 la 2. Golurile echipei lui Vili Stoic au fost înscrise de Laurent Deji și Ciprian Gliga. În etapa următoare Avântul întâlnește pe teren în propriu Sănătatea Cluj sâmbătă 31 octombrie. Echipa reghineană de Liga A3 a treia a avântul bifează cea de-a șaptea victorie în nouă etape disputate. Vineri a câștigat cu 2 0 în deplasare la Cixere Domier echipa situată în a doua jumătate a clasamentului. Antrenorul Vili Stoica apreciază că elevii săi au făcut un joc bun. După cum ne așteptam, un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, ambițioasă, care ne-a pus reale probleme. Ne-am așteptat la acest lucru. Noi, în schimb, am făcut o partidă foarte bună din punct de vedere tactic. Am fost bine organizat, am avut atitudine și am luat cele trei puncte pe, pe merit. Primul gol al partidei a venit la doar 5 minute după fluierul de start. Reușita a aparținut juniorului Deji Lorand. Meciul l-am început foarte bine, pe o contră, am reușit să marcăm prin Deji, printr-o execuție foarte frumoasă. Uh, echipa gazdă a reușit să revină în joc, n-a dominat din punct de vedere al posesiei. În schimb, am fost foarte or or bine organizat pe fața defensivă. Golul al doilea a fost marcat la câteva minute după revenirea de la cabine și a aparținut altui junior, Ciprian Gliga. În a doua parte, uh, la fel, am început bine, tot la fel pe o contră am reușit să-i surprinde prin o foarte bună acțiune de atac al Utruța, care a intrat în fața porții și uh, Liga, Liga Cipriana a reușit să marcheze. Până la sfârșit nu s-a mai întâmplat nimic, am ținut de rezultat și, și am reușit să, să luăm cele trei puncte. În etapa următoare, cea cu numărul 10, Reginerii primesc pe teren propriu vizita celor de la Sănătatea Cluj, o echipă situată la jumătatea clasamentului. Partida este programată pentru sâmbătă 31 octombrie.